Eu salutare YouTube-ul, acolo salutare Golan, eu sunt Taxo și bine ați venit la un nou clip pe canal. Astăzi ne uităm la jocurile de luna aceasta ce le dă PlayStation gratis pentru noi, pentru că plătim abonamentul ăla, că e Essential, că e Premium sau ce abonament aveți voi acolo. În fiecare lună vă dă 3 jocuri gratis. Mergem și noi frumos, le descărcăm, ne uităm care sunt, le descărcăm și ne jucăm să vedem dacă își merită banii sau dacă e un win sau un lose că plătim abonamentul ăsta la PlayStation. Eu sunt Taxo, like, share, subscribe acolo și toate nebuniile astea și hai să vedem cu ce ne încântă PlayStation luna aceasta. Let's go! Vamos! Da, bun, suntem frumos pe store la nebunia asta de PlayStation și acestea sunt cele 3 jocuri pe care ne le dă cei de la Sony gratis, cum ar veni. Avem Minecraft Legends. O să-mi fan Minecraft, n-am jucat niciodată, dar ci că să-l cumperi e 189,90 de lei, adică 190 de lei. Vom vedea dacă se merită, dacă nu se merită acest Minecraft. Îl dăm pe download, să-l avem și noi acolo, download PS5 version, la versiunea de peste 5 are 7,30 de giga, adăugat la descărcări, not a problem for us. Următorul, unde era, mă? Immortals Urmaveu, ce costă undeva în jur de 390 de lei, destul de scump jocul ăsta dacă mă întrebați pe mine. Vom vedea dacă se merită banii ăștia să-i dai pe el dacă nu-l ai gratis. Vedem și noi download aici, rating acolo are 3,47 steluțe din alea, la rating, l-am pus la descărcat. Și ultimul, Dorica, stai așa, Dorica, stai așa, avem Skulls the Hero Slayer. Asta e undeva la 80 de lei, cred că ăsta e cel mai ieftin. Îl dăm și pe ăsta la downloadat, așteptăm să se descarce și începem direct cu Minecraft. După ce se descarcă, bineînțeles, că acum trebuie să așteptăm. Da, până se descarcă până una alta, eu aici o să tai clipul și o să ne vedem direct pe joc. Bun! S-a descărcat primul Minecraft Legends. Nu știu ce înseamnă Legends, nu știu de ce e așa. Start. Frumos, elegant, ne-a rușit aici, m-a chiorât. Ia să vedem despre ce e vorba în Minecraft, boșilor. N-am jucat niciodată, țin să menționez că n-am jucat fratele vostru Minecraft niciodată. Nu știu exact despre ce e vorba. Am mai văzut clipuri pe acolo, pe aici, pe aici, pe aici, pe acolo. Pff, unde am mai văzut eu? Dar n-am jucat niciodată. E ceva nou pentru mine, o noutate. Așa că hai să vedem. What the fuck? Și a început nebunia, da? Stai să dau un pic mai încet aici. Cred că am așa ca să fie ok. Ne zice aici un shit. Ok. BB Security, babele de la biserică. Tași că nu mă interesează text-to-speech, text language, English, English și o și subtitles, ok, text size, lăsăm base, priest, to start, good. Am început promițător, suntem acolo pe el, parcă suntem pro player. Suntem pro player la el. Mamă, ce căpățână are asta, mă. Stați că ăsta e din ăla unde toate sunt mai pătrățoase, așa, nu? Da, ce nas are, e ca aia, nas mai trecut pe la noi. Săi, bă, capul meu. Asta nu știu ce e cu verdeța, cred că a mâncat prea multă iarbă asta. Da, căcat, i-a dat o floare. I-a dat o floare, mă, ce-a... Asta ce e, un portal de ăsta, nu? Hai de cap, mă, cine vine aici? Stargate Galactica, ce e aici? A căzut un porc, mă. A căzut un porc. Ați aprinde și noi o țigară. Da, cu o săgeată, cu foc acolo, atârnă focul pe lângă săgeată, sunteți nebun la cap. A nebunit porcul, ceatule. Zici că e în stăpânul inelelor. E în Mordor aici. E în stăpânul inelelor aici, ceatule, e Mordorul aici. Ia uite. Trebuie să cucerim aici. Ok, am înțeles. Link account. Play with friends across platform. Cancel. Cred că nu trebuia să vă arăt codul ăsta, nu? Cred că nu trebuia să vă arăt codul ăsta. Ce avem aici? Capitan Jack Sparrow. Așa, aici putem să ne alegem noi ce vrem noi. Friend select.
Hai să luăm pe ăsta, zici că e Rey Mysterio din, din WWW Bomba Cross. Select, am dat select. Cross. Campaign versus mode last. Deci avem 4 moduri de joacă. Store. Aici store unde poți să cumperi. Get special item. Deci avem 3 moduri de joacă. Lost Legend versus mode și campaign. Become a legend. Hai să jucăm campaign. Începem campania. Poate dacă vă place și lăsați acolo în comentarii să continuăm campania în jocul ăsta. Mai facem cu Minecraft. New game, custom game. Bă, nu știu ce de la custom aici, habar n-am. Cred că poți să faci setările tale, nu știu exact ce trebuie să faci aici. Dar noi dăm pe new game. New game. Story. Dă-mi pe primul, așa. I'm a new strategy game, but I still want to have fun challenge. Ok. Asta, I want to focus on the story and have fun. Ok, luăm pe prima asta. Nu dăm pe prea mult, că e greu după aia. Că suntem la început de carieră. La început de carieră aici la FCS Cozeasca. Nu știu ce trebuie să fac exact, mai ales să lăsați acolo pe comentarii ce trebuie să fac exact, că nu știu ce atâlele. Oricum eu sunt pro player la jocul ăsta, l-am visat azi noapte, dar hai să vedeți ce iasă în el. Ăsta cine e? E Jrecu Feona? Thank you. Skip. Nu ne interesează cinematicul. Ok, nu lăsăm cinematicul, nu ne interesează. Uite și... Nemuritorii din alveolă s-a instalat. Numai bine, o să trecem și până el să vedem despre ce e vorba acolo. Bă, mai vorbesc ăștia mult, mă. Bun. Avem căluț, chat. Ia uite, sărim de X. El 3, tu toggle. What the fuck. A, tu sprint. Aha. Mamă, simt ca o prințesă din aia pe oartă. Aici ce trebuie să facem? Let's get to work. Filled with resources you can gather to help you fight the piglins, and that's where the LAs come in. Play the right melody on your lute, and they'll gather anything for you. Okay. Let's start by playing the melody to gather wood. El doi, hold. Trebuie să luăm copaci, nu? Confirm. A, și sapă singur aici, nu trebuie să dau eu? El unu. Make your way to where action is and use your loot to gather some stone. Okay. Trebuie piatră? Păi și piatră de unde o ia, mă? Let's do that again. This time play the melody for gathering stone. Confirm. Stone. El unu. Așa, asta dărâmă singur, mă, ești mai șmecherie, mă. El unii ori nu te selecta să selectăm dintre asta și asta. What the fuck? Build stairs. Nu merge, pe și cum dau? Ah, așa. Și dau aici, ok. Rotate. Oh my god. Confirm. Hai că reușim să construim niște scări. E mare inginerie aici, mă, să construie scări. You'll use flames of creation to call your friends to battle. Lapis will keep these flames burning bright. Take some from that chest to play a spawner melody. Deci. Bolt open chest, ok. Use the spawner melodies to call the golems you met earlier. Nu-i să mă bată mama. Ok. Black golem spawner. Asta ce dracu e asta, mă? Great. Each spawner holds the flames of creation that will call upon your allies. Put those spawners to work. Summon some friends. Hold to spawn. Hello everybody. The golems are new to battle, but they'll rally behind you. Ăștia ce s-a ghiotans, pot să mă joc cu ei, să-i pun la muncă, hă? Deci quick press to have nearby golems follow you. Haide, bă. Hai, soldații mei. Așa, ăștia s-ai mei acum, hă?
Aceștia muncesc pentru mine sau ce fac, mă? Bă, tai copacul, mă. A, dar nu muncesc ăștia, deci. Tu follow eu, ok. Haide, bă. Live well of fate. If you stand here for 10 seconds, we'll send you a journey. Și avem și primul trofeu câștigat în, în Minecraft, Legends. Thank you again for your courage. We are honored to have you as an ally. We'll be with you every step of the way. Ok, te-am înțeles, hai. Nu lăsăm cinematicul că nu ne interesează, noi vrem să vedem gameplay. Și cred că de-abia acum începe, nu? Până acum ne-am căcat pe noi. You're the zombie, elegant, and the... Gain the ability to spawn. M-am murdărit de engleză la gură, bă, chat. M-am murdărit de engleză la gură, mă. Haide, mă, încarcă-te. Faster, please. Nu știu care e scopul jocului, ce trebuie să faci ca să câștigi. Lăsați-mi acolo un comentariu, că nu știu exact ce trebuie să fac ca să câștig. E bine că avem căluți. Nu știu ce se întâmplă aici, am ajuns... O hartă. Loading, please wait. Bun. Avem mâți, câini, cocostârci, brontozauri, avem de toate. Bun. Ok. Welcome to our world. We would love to introduce you properly, but a village needs your help. Please go to them. A, tăfa, deci trebuie să mergem aici. Village that's under attack on the compass and in the world for you, so you can easily find it. I'll also mark areas where you're needed. Avem și hartă. Mamă, ce hartă avem, zite că suntem în 1950 toamna. Deci noi trebuie să mergem la hartă. Reach the village. We provided you with some starting resources, but remember that the allies can gather more for you while you make your way. Busy allies or happy allies. Okay. So melodies earn. Stone discovered. Ok. Dacă aici a venit și iarna, uite o mâță. Pis, 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 ce faci? Pet animal. Ai de capul meu, mi-am dat cu dragoste. Uite, am găsit o lapis discovery. Nu știu ce dracu e asta. Astea ce se dă? Diamante, ce sunt astea? Skull gata de joc. S-a făcut și skull acolo. Dar nu înțeleg ce trebuie să fac pe aici, mă. Putem să fugim? Putem să fugim. Ia, let's go. Nu prea are stamină calul ăsta nostru. Ok, știți, am ajuns la satul ăsta aici. Bine, vrăjitoare, mâncava-și gura voastră, le... Le-am skip. Skip cinematic. Bun. Păi, stop, dar stop ce? Ata fac cum atac, ei. Don't forget, build spawners to summon allies to fight by your side. Ok. Spawn, 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 spawn. Las că punem din ăștia. Nu scări, ai aici, aici. Ok. Hai să punem din ăștia să bată cu astea, nu? Cred că ăștia de astea sunt mai buni, nu? Bun, avem soldați. Unde sunt ăștia, mă, frate? A, uite aici, hai să-i batem pe ăștia repede. Hai că am început să prind despre ce e vorba. Ai mei să bat aici, ok? Open cage. Le-am dat drumul la băieți. Ai, na, că am
Am câștigat. Hai, mă, mamă, dacă știu ce am făcut aici, nu știu ce am făcut, dar se pare că am făcut prima misiune în jocul ăsta. Na, belea, că dăm drumul aici la farul din Constanța. Mi-e supărat ăsta meu că nu merge, mă. The immediate danger is over, but the village is devastated. The piglins have ruined the fountain. A carpenter hut will repair nearby structures. Ok, deci trebuie să le... Ah. You have all the tools to repair the broken fountain. If you don't have enough wood or stone, make sure you gather them. Păi stai, mă, că nu înțeleg, mă, frate. Cerc. Trebuie să fac altă fântână de asta? Ah, rotate. Ok. That's a perfect spot. The carpenter hut will have the fountain flowing again in no time. Deci trebuie să construim o, iar o, o căcărează de asta, un turn de asta. Ai, de ce nu pot să construiesc eu, bă, chat? De ce nu pot să construiesc eu? Știți careva? Dacă știți, spuneți-mi și mie acolo în comentarii de ce nu pot să construiesc eu. Acum ce mai trebuie, mă, pus la asta? 2%. No, gata, s-a făcut singură. 5%. Ok, Arrow Tower. Ok. A, dar n-am lemn, bro. Stați așa că n-am lemn. Trebuie să luăm lemn de aici. Hai, băieții mei. La lemn, tată. E chestia că din ce știu eu ce am mai văzut la alții că joacă în Minecraft, farmatul ăsta pe lemn, pe piatră și așa, puteai să o iei tu singur, adică făceai singur, nu să-ți adune băieții ăștia, nu înțeleg, deci, nu înțeleg cum, sau era alt joc, altă versiune, poate, nu știu, bun. Mai trebuie, mai hai să mai luăm niște din ăsta. Ok, ne trebuie piatră, bro. Trebuie piatra, să vedem. Putem să luăm pietrele astea de aici, să le crăpăm? Cred că putem, nu? Ok. Hai să luăm și de aici. No, și cred că acum avem destul, nu? Hai să încercăm să facem un turn din ăsta. Unul aici. Ok. Unul aici. These defenses will work well to keep the village safe. Punem în fiecare colț câte unul, mă. Hai să punem, să facem cum trebuie, bro. Mai punem și unul aici. Și mai punem unul aici, aia să vedem. Ok. Avem pe fiecare colț câte unul. Village defense, bun, trebuie să facem garduri. The piglins are close. Don't forget, your golem friends want to help too. Fac, asta era poarta, bro. Am pus poarta greșit. Hai că zici că hai că am pus poarta, dacă e. Asta trebuia pus aici, pe mijloc, bro. No, căcat, au venit ăștia să mă atace, n-am avut timp să fac astea. Căcat. Stați așa. Nu aici, aici. Stați să mai punem niște din ăștia. Spawn. Mamă, trebuie piatră, mâncă v-aș gura. Stați că n-am piatră, sunteți nebun la cap. Da, stați așa că avem... Avem din asta, bro. N-avem piatră. Trebuie piatră, bro. Ne atacă ăștia unde ne-a? Nu ne atacă, nu? Nu ne atacă. Dar uite-mă că aveam aici. Cobblestone golems can withstand fire, right? But
Getting thwacked by mace runs, not so much. If you run out of flames to summon new helpers, you can always use the spawners to swap old units for new ones. Păi nu am doi ăștia, bă, frate. Îmi zice că am full aici. Îți full, dar unde s-ai mei? A, uite aici. Am ei. Veniți încoace. Băteți-vă aici. Ok. Ok. Cred că cu asta e gata, zic eu, nu? Uite, mai avem aici câți... Oh, dacă-ți vin aici. E ciudat că nu pot să mă bat și eu cu ei, nu pot să fac nimic, aia asta e ciudat. Mai sunt pe undeva din ăștia? It's full, ok. Dar unde mai sunt ăștia, nu mai vin? Mai avem 10 secunde de apărat aici. A, uite aici, încearcă să-mi dărâme turnul. Bă, lăsați-mi turnul în pace, bă. Eu cred că i-am bătut pe toți. No, gata. I-am bătut, iar. Village saved. We knew you'd do it. The villagers are thrilled that you defended their fountain. Sunt apărător orașului, mă. Sunt apărător orașului, tată. Apărător orașului, tată. Hold open chest. Dar unde e ce? Mi-a dat ceva recompensă. Dar unde e cufărul vieții? Mamă, sper du total în spațiu în jocul ăsta, abar n-am ce trebuie să fac. Iar du total în spațiu. Hold, pe hold, dar unde e chest, bro? Village chest. A, tăfa, nu înțeleg. A, uite-l aici, mă, bă, ce prost ești, mă. Ce prost ești, chat, era direct aici. Ce avem aici? Aha! A, ne-a dat diamante din astea, mamă, 1000 stone, 1000 lemn. Nu știu ce dracu mai mult. Așa, avem alte orașe pe care trebuie să le apărăm, mă. A, uite, mă, că puteam să dau și eu cu sabia, mă. Mi-a dat sabie de asta, mă. Puteam să dau și eu cu sabia, mă, n-am știut. Acum mi-am dat seama că pot să dau și eu cu sabia. Ok, bun. Cam asta e cu Minecraft-ul ăsta, Legends. Nu prea îmi dau eu seama despre ce e vorba în jocul ăsta, dar se pare că, fără să fiu prea bun la joc, am reușit să facem vreo două misiuni aici. Lăsați-mi voi acolo în comentarii ce credeți despre jocul ăsta și dacă se aseamănă cu la normal. Din ce știu eu și din ce am mai văzut eu, nu prea se aseamănă, e altceva. Și ne trecem la următorul joc. Hai să vedem nemuritorii din alveolă. Pentru fanii Minecraft, eu zic că jocul ăsta gratis dat, it's a win. Și mergem la... Hai să le luăm Skull prima dată și după aia mergem la nemuritorii de la alveolă de acolo. Skull, the Hero Slayer, Dark Mirror. Let's see. Hai să vedem ce avem și aici. Loading. Ăsta cred, e cel mai ieftin dintre ele. E 80 de lei. Press any key to... Ok. Mai luăm o gură de coffee. Skull, wake up. Hai să ne trezim dacă e zic, nu? Hold on, don't lose connect. Da, aia zic. Ma, ce ai făcut, mă, jocul mileniului ăsta, mă, frate? Ce se întâmplă aici? Ne tărâm spre viață. Tengan, you're alive. Da, sunt în viață. Dar n-avem cap pe umeri. Pac, și-a pus capul, tot e bine, gata. Ok. First, listen carefully. Attack, nu știu ce. Dăm mai departe.
I live too. Bun. Mamă, zici că e Mario să moară Jaxi dacă nu. Wow. Asta e așa de relax dacă mă întrebați pe mine. Double jump, ok. Ne-am luat un os. Asta e, îl folosim pe post de bâtă dacă mă întrebați pe mine. Deci cu care atacăm? Fuck, mi-am aruncat capul. Trebuie să-i sar în cap, ce căcat trebuie să fac? Nu înțeleg ce să fac aici. Oh my god. Stați așa că nu înțeleg ce... A, uite mă, pot să mă cobor jos, mă. Enter. Aha, pot să mă cobor jos, hai că am vorbit dacă e chat. The fuck? Ai, asta e easy, bro. Și aici trebuie să... Save. Deci cum scoatem prințesa de aici? Aha. Am scos prințesa chat-ului, gata. Suntem pe ei. Suntem pe ei. Frumusețe, am venit să te salvez. Scheletul tău e aici. Ok, mult scris, o grămadă scris, nu-l citesc că nu mă interesează. S-a transformat într-o pisică, te s-o pupă moare? Întoarce-te tu să te pup. Îți dau un cap în gură. Nu mergi. Ok, așa, asta e animalul nostru de companie acum, să înțeleg, nu? Suntem următoarea hartă? Okay. Mamă, avem aici Witch. Guard Captain something his pa. Mamă, cât scris. Ce nu-mi plac mie jocurile astea cu tutoriale. Cu aia nu mai îmi dat tutoriale că eu știu ce trebuie să fac. E na, belea că am luat armură să moară Jaxi dacă nu avem puteri supra... Interesant așa. Să știți că pare interesant. Mi-a luat un pic din viață aici. Enter. Următoarea lume cum ar veni. World 1-4. Avem armură, suntem... uite boss-ul. Ce faci, mă, umaga aici, mă? Ogre Mongal. Easy peasy. L-am bătut. Prea ușor. Asta e joc din ăsta așa de relax, dacă mă întrebați pe mine. Ia uite că era posedat de ceva, acum și-a revenit, e normal, ia uite. Aia, și nu zice că ne urmărește și ăsta acum e cu noi de acum. Dă cu capul nu și măcar. Oho. A venit regele întunericului. First hero. Ni să mă bată tata că ne-a omorât, ne-a dat cu flash. Ne-a dat flash, mă. S-a terminat. S-a terminat. Lasă-mă să mă joc! Skip. Yes. Lasă-ne să ne joc, îmi fac păral până mă joc un pic aici. Aleargă scheletul ăla în colțul ăla fără cap acolo. Ce luăm de la Izero iar? Iar scris mult? Witch, vrăjitoarea asta ne zice, mamă. Mă nervează jocul ăsta deja. Am băgat papirusul ăla, noi zici că am fost o cutie, da, ne-am scos cap, am băgat papirusul, nu e nicio problemă, fratele meu. Mai e ceva de depozitat, am și eu două camioane de țigări, bag-le acolo în tine. Ah, ok, ne-a dat un fel de două feluri, un fel de bag, ca să zic așa. Aici avem itemuri, skulls, două, putem să avem două capuri, sunteți nebuni? Oh, și... Ok, și cam aceeași chestie, eh? Na, că am căzut. Nu o să mai termina de căzut. Da, deci, sincer, aba, da, uite că acum începem. 1 din 1
Deci aia a fost un fel de tutorial. Toc, enter și DLC not owned. Abou, avem și DLC-uri, sunteți de multe. E bine că acolo, acolo în partea de jos, în dreapta jos, avem și o hartă din ce am văzut eu. Ok. Bătăi, cu din ăștia, pe cipercile astea putem să... Opa, au și mai mulți. Ne-a sărit capul. Stați să ne luăm capul, frate, înapoi. Mortăciune aici. Bă, dar ăștia cât se spamează, bă, la rând? Mamă, mă simt parcă mă joc pe, pe console, n-are portabilă, pe Nintendo. Hai să mă bată tata. Parcă mă joc efectiv pe Nintendo, să mă, mă jur, chat. Dacă îl batem pe ăsta, suntem zei. Hai de ea. Ok. Deci ăsta, cum ar veni, a fost primul boss? Nu înțeleg, pe ciupercile astea putem să sărim pe ele? Aha. Păi și cum ajung eu sus acolo, tată? A, căcat. Dar trebuie mai mult antrenament pentru asta. A, deci singura chestie... Adică singura chestie, singura cale e să ne urcăm sus acolo. Ah! Stați așa că o prind. Ce prost ești, nu pot să sar o din asta, bă, chat. Fuck. Tuz. Vai, da. Mami, e enervant. Ha, am reușit, finally. Am găsit comoara, check. Foarte mulți bani acolo. Văd că avem niște bănuți, niște diamante. Dar nu înțeleg aici. Enter, avem două opțiuni aici. Pe verde sau pe foc. Ce dracu luăm aici? Cred că asta e mai dificilă, dacă nu așa ar trebui. Hai să luăm pe prima totuși. A, îl avem pe Groot aici, care e nebun la cap. A sărit din el. Asta mă omoară, să moară Jaxi dacă nu. Bă, da, viață, eu cum iau viață, frate? Mie viață nu-mi dă deloc, niciodată. N-am și eu un pic de viață, ceva, nu știu, zic și eu. Eu mai am 3, frate. Nu-mi dă viață deloc, vă, că nu vrea jocul. Cine știe ce trebuie făcut? Tot nu înțeleg de unde să-mi iau viață, frate. Aici iar o să avem două uși. Avem numai una singură. Destroy. Adică am făcut prima lume acolo, să zic, și acum avem din ăși la altă. Dar nu cred că o să o facem și pe astea, vă zic sigur. Că nu mai avem nu mai avem viață. Ia să vedem, îl bat și pe ăsta, îl bat, mă, că sunt pro player, mă. 13 viață, ok. Adică s-a pus un pic de viață, nu știu cum s-a pus viața acolo, dar s-a pus, avem o floare acolo. Aha. Oh, da, oh my god. Hai să-l omorim pe ăsta.
Mort. Release. I-am dat drumul la Half-Flying Girl. Băi, cine e bun la cap? O grămadă scris iar aici. Ce-i cu asta? Pick up. A, uite mă, gata, ne dă, avem și vezi de acum. Toc. E, pare făinuț așa, interesant jocul. Pentru relaxare, interesant. Ok, și am terminat și aici. Ce, chiar avem aceleași două chestii? Enter sau enter, nu? Aici nu contează, că oricum o să trecem până ele, din ce am văzut eu. Mamă, aici avem spin. Nu știu cu ce s-a întâmplat acolo, dacă mă întrebați pe mine. Ok. Ah, ăsta explodează, mă, frate. Ah, mă, mâncați-ași gata. Ăsta e, ăștia-s nasul cu arcurile lor. Aici avem ceva, n-avem nimic. Nu știu, cred că am terminat. Cred că asta a fost tot. Da, asta a fost tot. Da, cam aceeași chestie în jocul ăsta. Cam aceeași chestie. Faci ba soldăței din ăștia și tot felul de copaci și ai câte două intrări în astea pe level. Oricum, indiferent de ce alegi, se pare că trebuie să le faci pe amândouă. Bă, la 80 de lei acolo și ținând cont că ți-l dă gratis momentan, mai iartă să pui acolo să-l ai în biblioteca aia de jocuri, pa cine știe, mai vine vreun copil pe acasă, mai vine vreo rudă ce vrea să joace un joc de ăsta, bă, așa, merge. Unul personal nu sunt încântat, sincer să vă zic, și ieșim. Am văzut și ăsta cum e. Până acum, hai să zicem că e oarecum un win. Și mergem și la ultimul, cel mai scump din lista asta, e undeva la 400 de lei aproape jocul ăsta. Immortals of Aveum. Sau nemuritori din alveolă. Hai să vedem despre ce e vorba în jocul ăsta. Ascendant Studio, mare șmecherie aici. EA Original, n-a că e făcut de EA Games. N-a belea că e făcut de EA Games, chat. Și Unreal Engine. Ok. Warning, read before playing, nu ne interesează. Bă, pare oricum mult mai diferit față de primele două. Registrarea jocului este blocată acum, înregistrarea jocului. Mamă, trebuie să-mi dau joc un pic mai încet și eu. Stați așa. Stați așa că mă bubuie jocul ăsta. Mi-a rupt urechile, am rămas fără urechi, mi-a plâns urechile la faza asta. Deci să ne facem ecranul, ok. Bă, ăsta, la setările pe care le are de la începutul jocului, pare ceva să fie interesant. Choose colorblind mode. Ia să vedem. Deutranopia, ca, e cum e în Call of Duty asta. Protanopia, Tritanopia și off. Hai să mergem pe Trinanopia. Lăsăm pe asta, confirm așa, dacă e mai schimbăm după aia. New game load, profil community. Setări pe aici, ia să vedem ce avem pe la settings. Invert, display. Audio link, user controls, fire control spell, fire nu știu ce, ok, asta văd că nu le putem schimba, accessibility, language audio display și gameplay, un horizontal sensitivity, mamă, vertical sensitivity, hai să le punem întâi la un 8 să vedem cum se mișcă și după aia vedem despre ce e vorba, save și hai să dăm new game, Difficulty level, trebuie să ne alegem și un level. Aici e păcat că nu vedeți acolo la primul level. Avem Apprentice. Stați din dacă pot să mut camera. O secundă să vedeți și voi. Asta. Da. Deci avem așa, primul level avem așa, Apprentice, Magnus Immortal și Grand Magnus. O nebunie de asta. Și hai să luăm a balance. Hai să luăm Magnus. Să nu merge nici pe cea mai ușoară, nici pe cea mai grea. Dar să mut web-ul înapoi. Să nu lăsăm acolo pe mijloc. Bun, îl dăm aici frumos. Trebuie să vedem despre ce e vorba în jocul ăsta. There is a wound in our world. Păi, ești nebun la cap. Așa nici nu pot să dau skip. Iar jocuri din astea ce mă nervează cu intro-urile lor. Nu pot să dai skip aici, aparent. Vreau, lasă-mă în pace. Resume, restart chapter, resume. Nu putem să dăm.
Trebuie să ne uităm la scrisul lor. Lasă-mă să joc! Mă lasă să joc, bă, chat-ule, mă. Hai că tare-s curios de jocul ăsta, când l-am văzut acolo la 400 de lei, am zis că, bă, e joc interesant dacă e 400 de lei, mă, dacă mă înțelegeți ce zic. Avem niște cuvinte aruncate aleatoriu aici, ziceți că parcă jucăm spânzurătoarea. Băgăm o țigară până începe. Ce fac-i cu săbii? Ok, am terminat. Ce cască are ăsta? E un fel de din ăsta cu război, dar mai a evoluat un pic. Ia uite-l ce cască are ăsta. Ăsta sunt eu? Păi așa, ca și grafică, n-arată rău dacă mă întrebați pe mine. Și ăsta a venit la pescuit, mă, da, el îl durea fix în cur. L-a furat, mă, cred că ăla era un film, mă, s-a uitat la film, băieții, mă. Ai o piesă de teatru, bă. Aia s-a uitat la teatru, chat-ule, și ăștia, uite, s-au apucat de fura bani la oameni acolo. Ok, dar nu pot să dau schimb, mă enervează. Da, că atât așa prestație bună a avut pe scenă că a început să arunce cu roșii în el. Na, belea. Atât, ne-am făcut treaba, am furat acolo ce era de furat, aia să bat, acolo ne mai interesează că să bat. Băteți-vă, tati. Hey, wait up. Luna, over here, Jack. Deci Luna și Jack. Ah, ce m-a lovit să moară Jack, ce m-a... Ah! Am încercat să... Ah! Oh, cum au casele construite ăștia sub podul ăsta. Ok, și a început jocul, ha? Statewise, chapter 1. Okay. Come on, let's fly down. After you. Am impresia, cred că e cam mare sensibilitatea, sau e ok? Vedem acum, fale-o Luna. Mergem după prințesa asta. Jump. Press jump. El jump in the air, deci dublu jump. Double X și avem un buzna la jump. Ok. Come on, ce trebuie să facem? Apăs pe ea? Avea butonul în ea. Deci avea butonul în ea, efectiv. Am dat pătrat ca să apăsăm butonul să plece liftul. Avea butonul în ea, mă jur. Butonul avea în ea. What the fuck? Bă, nu-mi plac mie jocuri din astea care trebuie să aleg exact ce... Genul ăsta... De jocuri am mai jucat și efectiv povestea jocului era, cum să zic eu, influențată de alegerile pe care le făceai tu. Adică jocul avea două sau trei finaluri în funcție de ce alegeai tu și mie nu-mi place așa. Lasă-mă să fie Luna, hold to open. Ok, Luna. Luna mătii. Băi, și la început jocul nu pot să-mi dau seama, dar pentru 400 de lei mie mi se pare că am scump jocul ăsta. Dar hai să vedem, poate un fight. Uite pe ăștia cu magii, ridică căruțe pe sus. You are not living here, Levitorum! Ăștia au venit din Hogwarts Legacy. Au venit din Hogwarts Legacy, băieții ăștia. Ok. Mă, ia uite un vapor, mă. O barcă plutitoare, mă. Ce ai făcut, mă? Hai că pare interesant jocul, dacă mă întrebați pe mine. Să scrieți acolo dacă vreți să mai continuăm seria asta. Să continuăm jocul ăsta dacă vă interesează. Ne urcăm pe asta, mamă, ce față ai, cât ai fumat viața mea. Ai băut aseară, este?
Da, am băut, dar nu așa mult. Uite, e surâd, când am auzit de băutură, ea a surâs ideea. Bun. Bun, bun, bun. Un copil întins aici, pândește șobolanii de dedesubt. Ce pândești, mă, copile? Ce vraci acolo? Ce faci? Ce vraci? Auzi, ce-am mai vorbit și eu de m-am terminat. It's a dead end here, yeah? No. Bă, până acum nimic special. Nu știu dacă se poate juca multiplayer jocul ăsta. Nu știu dacă se poate juca multiplayer. Ar fi interesant să poți să joci multiplayer, să te bați cu alți jucători. Dar bănuiesc că trebuie să faci intro-ul ăsta al jocului și poate după aia... Avem aici ceva? Ce avem? Ok. Large notice. Hai să mă cac. Ok. Deci dăm cu magii din palme. Aici ne învață să tragem, bănuiesc. Dar noi nu tragem. A, ba da, avem și noi, mă, magie de asta, mă. Oare cum încărcăm magia asta? Ne băgăm un stick în cur, ce facem? Hai că ai ratat. Bă, vreau... A, uite, avem și hartă, mă. E nice, interesant, interesant. Avem hartă. Eu totuși vreau să dau skip, dar nu putem să dăm skip la vorbăria asta. La pălăvrăgeala asta nu putem să dăm skip. Mai are o gură de coffee până una alta. Ok, trece la acțiune. Ma. Trebuie să trag aici, în asta? A, ba, nu trebuie să trag în asta. When they ship you off to fight in the Ever War, where do you think they'll end up sending you? Who knows? Maybe I have just enough magic not to be considered lightless and I'll have a say in where they send. Deci toată șmecheria e cu magie. Asta ce dracu sunt? Auză-l pe nimeni, brrrr. Stă-te-vă la o parte, mă. Nu înțeleg ce-s asta. Gold. Cred că o să putem să facem ceva cu goldurile astea, bănuiesc. Așa, am luat-o de la început, pe aici am mai trecut odată. Bine, uite, de data asta copilul ăsta ridică niște butoaie. Vrei să te ajut să duci butoaiele astea în beci? Te ajut dacă vrei. Blue essence, ok. Nu putem să alergăm, nu putem să alergăm. Avem și health bar acolo. Iar vorbărie. Iar vorbărie multă, mă. Pare plictisitor la început. Sper să nu fie așa tot jocul cu vorbărea de asta, că e plictisitoare, dacă mă întrebați pe mine. E plictisitoare. Și partea nasolă e că nici nu poți să dai skip la ea. La cinematicul ăsta, la vorbărea asta. Nu poți să dai skip, asta e partea nasolă. Bine că am furat niște bani. Aia zic. Ne-am pus picior peste picior. A, ce dracu e mâzga asta, mă, frate. Vor să o mănânce, bă, frate, ce dracu, mă.
grab us some tubers from up top, Jack? Yeah. Sure thing. Tubers? Let me know when Caleb gets here. I've got something I want to tell you all. Like that you're leaving us. Shut up, you. Shut up. Bun, hai să dăm și noi pe acțiune, te rog. Bun. Follow Luna Streetwise. Ok, s-a terminat. Speak to Luna. Deci trebuie să o căutăm iar pe Luna. Ia să vedem. Ce avem pe aici pe masă? Tot felul de cărți, tot felul de bucuri. Asta ce face? Citește? Ce faci viața mea? Ce citești acolo? Oh. Dacă știam că ne apucăm de vorbă, nu mai dădeam pe ea. Hai pa. Lasă-mă că nu mă interesează poveștile tale. Am ales din greșit, nu știu ce am ales acolo. Hai. Am înțeles. O să o protejez toată viața ta. Unde ești, mă, Luna? Și tu citești, mă? Un plic aici, nu știu ce e cu plicul ăsta. Hold to open. A, avem niște căcaturi din astea, cărți, nu știu ce facem pe aici. History 1, People 1, Magic Spell. Aha, lor. Ce faci? Iar vorba la aia. Packing bags, you're crossing out days on the calendar, you're reading big fat official looking books of what is it this time? The officer's manual of lights army regulations. See? No way that gave away the store, right? What are you thinking? Would you rather fight 100-foot tall crab or 101-foot tall crabs? Like a Vecchi crab or a crab? Nu știu ce am ales acolo. Văz nerăbdător să văd acțiunea jocului. Am dat repede, acum nu știu ce am ales. Am ales ceva, dar idiot, da. Bine, ne-ai făcut și idiot. Nu ne-ai făcut un idiot, idiotul. Ne batem și noi, please. Haide. Deci să-l așteptăm pe Caleb. See you later. Bye. Nu mai vreau nimic să zic aici. Bob sound pretty sad. Nu știu ce căcat. Dăm later. Bun. Următoarea ce avem de făcut? Ce? Am avut o ușă din asta. Și ce avem de făcut? Ia să vedem. Bring 5 some tubers. Nu știu ce e căcaturile astea. Cred că, uite, din astea. Facem mâncare, mă. Hai să facem, să gătim. Fieți atenți, maestru pregătaor aici. Mă, mergem la Masterchef direct. Ok. The fuck, trebuie să cobor jos, cum mă duc jos acolo? Hai că am vorbit dacă e. A, și ne apucăm de cooking. Am zis că-s mormoloci. E bun, e bună. Și ne-am pus la cina cea de taină. Cine e ăsta? Caleb? A venit Caleb? Na, că ne-a adus ceva. Un glob de cristal. Bă, nu pot să dau skip, mă, mă disperă, mă. Come on! Ce ai făcut? Te-ai la mână? Viața mea, vezi când stai la master să te speli pe mâini. Cea, l-a tăiat la abdomen, sau el s-a chinuit să facă abdomenul ăsta. Good. Did they follow you? You got yourself hurt over this thing. Careful, Caleb. Your guts are split. Why didn't you? I didn't want to ruin your birthday at all. That's dumb. Jack, come on. We need medicine. I've got an idea. Explain on the way. You guys watch. Hai, zic, hai să căutăm medicamente. And don't let him sleep. You know how to do this. We'll be quick. Nu lăsa să adormă, că dacă adorme, o adormi de tot, săracu. Pe ce l-am pus, mă, să fure căcatul ăla de glob? Alt obiectiv, felul Luna. Uite, ea schimbă magiile între ei. Pac, 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 pac. Joacă leapșa acolo. Ce alergătură ai, viața mea. Asta e mersul tău sau îți bagi joc de podelele astea după aici?
down. Ok, mergem jos. Mamă, prea multă vorbăraie, prea multă vorbăraie, nu-mi place deloc. Nu-mi place vreo deloc. Bun. The Hive. Map. Vrei să look at your map? Păi da, mă uit la hartă. Ale, e șmecheră harta asta. 3D, așa e foarte fain făcută. Șmecheră harta. E primul joc unde văd o hartă așa din asta. Adunăm tot felul de prostii. Aici unde suntem, în centrul orașului, cum ar veni. Here's how we're getting out of this. You're going to do great when I'm gone, Jack. I promise. O grămadă felinare aici. I'm fast as fuck, motherfucker. Asta practică, magie, toată lumea, opa. Ăștia un să duc, mă, frate. Să duc la război, un să duc pe ea. Uite, spică din asta, nu știu, Red Essence. Cred că trebuie să facem ceva și cu esențele astea ce le găsim pe aici. Uite, Green Essence. Nu înțeleg la ce sunt bune astea, dar... Vedem pe parcurs, vedem pe parcurs la ce sunt bune astea. Green Essence. Over there, that mana. That's where we're going. Huh. Okay then. Game face, Jack. Yep. Opcia. Avem zipline. Suntem șmecheri. I don't know what any of this stuff is. What color is it? Slash de mana. Deci ne uităm după ceva verde, da? What the fuck? Green. Uite, green aici. O ușă secretă. Apasă, apasă butonul colorat. Press the button. Wow. Nabelea. Nabelea, mânca v-aș gura. Nu știu dacă trebuia să trag în asta, dar... Trec, am furat, nu știu ce e... Ce e asta, mă? Un fluier, ce e asta? Na, belea! E this way, unde te-ai dus? Sprint. Hai că am trecut la acțiune. În sfârșit. Suntem atacați, se pare. Return home. Bun, trebuie să mergem acasă la Caleb acolo. Hai că începe să devine interesant. Până acum a fost plictisitor, dar pare interesant de acum. Unde trebuie să o luăm? Ia să vedem. Down. Down, ok. A început să devine interesant. Bun, suntem iar în centrul orașului. Deci nu avem treabă cu ăștia, nu putem să ne batem cu ăștia momentan. Come on, come on! Mamă, dar pe unde, mă? Mergem la lanțurile astea, nu?
Trebuie o anumită parte, sunteți de bun, că dacă mă puneam pe partea aia, nu puteam. Și că există o șansă ca ei să nu fi murit, dar... Na, belea, s-a terminat cu lanțurile. I wake up, you're bleeding, motherfucker! Aici n-avem încotro, cred că tot trebuie să ne batem. Ia uite pe ăștia ce se bat între ei. Uite pe copii acolo, mă. Îi omoară? Cred că le-o dă, mă. Cred că le-a dat-o la copii, mă. Bun, și să înțeleg că așa începe jocul, cam asta este intro-ul jocului și noi de acum ce trebuie să facem? Din bănuiala mea cred că o să trebuiască să ne răzbunăm pe ăștia ce ne-a atacat, 100%. Garant asta, uite, eu trag numai pe lângă, i-am tras în cap, na. A omorât-o și pe tovarășa lui. Și noi a rămas singur, mă, by the way. Deci suntem ultimii supraviețuitori, ultimul mohican, cum ar veni. Și nu zice că ăștia își dezvoltă acum o putere lăuntrică și îl batem pe ăsta, este? Rage. Ce v-am zis, mă? Mamă. Fucking hell, bro. Nu știu cu ce trag aici, dar... my god. Bă, dar n-am și eu un slide-o ceva. Mamă, trag cu toate esențele alea, cu diamantele alea, uite, am rămas așa. Ok. I-am bătut pe ăștia. Gata, s-a terminat puterea, mă. Cam multă magie pe aici, nu prea mai vezi ce se întâmplă. Ăsta a secat acum de puteri. Ok. Și a rămas singur pe lume, mă. Păi pare interesant jocul, devine interesant, mai ales povestea jocului acum începe să fie interesantă. Ai, au și rănit săracul, nu mai poate. Ah, my god. Ce ai mai găsit, mă? A găsit globul ăla, 100%. Prezic eu că da. Ah, ce v-am zis? Ce v-am zis, mă? Ei, eu sunt prop. Sunt pro player la jocuri de astea. N-ai cum altfel. Da, deci tot orașul este un... It's burn. They have names for what you are. An unforeseen. A candle of Shaled. A child of the rivers. Lucky. Lucky. In this case, yes. Și le-am armat acum, să vedeți. We're driving the Rasharnians back from Saren. But you aren't safe here anymore. They'll hunt you down. You'll need help. I-a văzut potențialul, mă, că se poate transforma. You'll need help, Jack. Jack Sparrow. I'm Grand Magnus Kirkin of the Order of Immortals, Field Marshal to the Light's Army. You can add late to all that.
Hai mă, nu rolează în armată sau nu? Ne alăturăm și noi lupte sau stăm și ne plângem așa? Da, bun. Și abia de acum începe jocul, bănuiesc, nu? The power inside you. It comes from the ley lines. All magic in this world does. And those of us lucky enough to be able to catch that magic can make it do almost anything we want. Okay. Magia lui vine de aici. That's right. Oh, ce mână are asta? Ce pățe la mână? Ai băgat mâna unde nu trebuie? That's where magic starts. Iar vorbărie, vorbăraie, vorbăraie, vorbăraie. Ce trebuie să vedem? Valurile ce le face linia aia? Nu vede nimic, că ăsta e blank, e low brain activity, săracu. Ăsta tot nu vede nimic, îți dai seama, nu? El vede o linie. Oh, ia. Yeah. Uite, mă, că sunt mai multe, mă. Așa, de astea erau esențele alea roșii, albastru și verde. Am înțeles, acum. Ideologies, all of that is secondary to the control of magic. Who's we? The Magnai orders. The armies those orders command. Now that the other kingdoms are either lost. Ciao, trăzboi aici, om. Only Lucium remains to resist the tyrant of Roshan. Sandrak. Așa, lasă, înțeleg că e ăla bossul ăla rău. E bossulică rău, ă? Iar nu putem să dăm skip, să ne uităm la cinematicurile astea. Avem și dragoni, avem de toate în jocul ăsta. Ăsta are mai multe fețe, ce căcate, unicorn ăsta cu mai multe fețe, bro. Asta e puternic rău, bă. Asta e puternic rău, mă. Cred că asta o să fie ultimul boss cu care o să ne batem, bănuiesc. We're almost out of time, Jack. Sandrak attacks us from all sides, and there is no place left to run. I know what you're about to say, but I'm not a soldier. I'll fix that. Și de acum începe antrenamentul nostru să devenim soldat, nu? Tipic jocurilor de genul. Asta, hai bă, că abia acum începe jocul. Până acum a fost așa de... Immortals of Aveum. Ok. Prezentare și nebunii și noi tot nu putem să dăm skip. Resume și atât. Așteptăm. Vă pare interesant jocul ăsta, acum văd de ce e costă atât. Aude, putem să facem biciuri din astea din magie. Da, nebunie, mă, nebunie rău de tot jocul ăsta. Săbi, topoare, furci, cazmale, cu de toate, o venim cu de toate și ne batem. Kevin Voight, Tyler Sparks. Asta trebuiau puse la final, frate. Cine joacă, cine sunt actorii, cine sunt... Trebuiau puse la final, nu acum la început, să-mi iei mie din timpul meu de joacă. Plăcerea ta te juca unde mai e, că deja te plictisește înainte să înceapă jocul. Unde-i plăcerea de a te juca dacă te plictisește înainte să înceapă jocul?
Deci de jocurile astea te omoară cu tutorialele lor și cu cinematicurile și cu intro-urile și cu nebunile astea. Vreau să mă joc, frate, lasă-mă să mă joc, să testez jocul, să văd cum e joc, să am plăcerea de a mă juca. Avem și primul trofeu, Unforeseen, ok, nebunie. Și începe odată sau nu începe odată? Finally! Bun. A, că tot cu cinema, îți dai seama, direct cu cinematic a început. Să înveți, mă, să respecti gradele alea, alea. Dacă e soldat, acum cadet, ce ești tu? What Rashan did to your home in Saren. They've been... Sandrak's forces are... Am venit să mănânc microfonul ăsta, că nu mă las odată să mă joc. This was all a sanctuary settlement of refugees fleeing the front lines. Tatuajele, mătii, de la ochi. Lasă-mă să mă joc, frate. Mă enervează. It's as good a place as any to continue your training. This place is empty. Sandrak massacred everyone? Your sigils will help you focus your magic. Make it accurate. Prevent it from killing. Avem un, nu știu ce e aia, cred că asta e arma noastră. Yes. Now, get ready to fight, Magnus. Fight what, sir? Battlefields have memories, Jack. I'll wake them for you. A, ok, și ne pune să ne batem. Tutorial cum să te bați acum. Aia zic. Presser 2 to fire. Ce nebunie. Deci avem și un pic de dodge acolo. Press to move, ok. Pe close combat n-avem. Ok. Asta ce? Gold, 61 gold. A, dar asta să facem dojo-ul ăsta, putem o singură dată până se încarcă aia de acolo. Aha. Aia zic, hai să învățăm să punem scut, să punem alea, e nebunie jocul ăsta. Gata. Am învățat. Bun, am învățat să punem shield. Ok. Ne batem iar, nu? Și scutul de care? De el 1. Ok. Hai că asta e interesantă. Da, dar e bine că poți să tragi prin scutul ăsta. Acceptabil? Păi mi-am dat viața aici, acum poți să-mi zici că e acceptabil, nebunul? Bun, hai să zicem că e interesant până acum. You're what's called a triarch, Jack. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. Some magni only know certain colors. V-am zis eu, mă, că e ceva special la noi. Na, Nica, am căzut. Unde mă trebuie să ajung? That altar there holds your first red spell and a sigil to harness it. Take them both. Păi nu mă lasă, bă.
Okay, do I take the blue one off? What? What? Oh, okay, I put the red one on my left arm. Got it. No, just reach for the red sigil, Jack. Neat. Yes, neat. Now take the spell. Am înțeles, adică nu putem să tragem cu toa cu două deodată? Asta e mai puternică din ce bag eu de seama. Am dat ce nasoală, ce urât trage asta. Ok. Și mai avem ceva aici? Nu mai aveam nimic aici. Acum trebuie să ne batem și cu asta. Beniscut e același, văd. Aveam ceva acolo, nu? Nu știu ce dracu s-a asta, o să vedem noi pe parcurs. Don't allow them to close in on you. If they do, switch to your red magic and blast them back. Know which of your colors is best in any given situation. Don't get overconfident. Păi cum schimbă asta, mă? Ah, de... Ok. De triunghi, ok, ok. Deci pot să schimb între ele. Mai schimbă armele, gata, am înțeles. Am două feluri de arme până acum, deci treaba e bună. Și aici de ce nu mă las să intru? Ok. Ok. Mai găsit o carte aici? Aici ce e? Nu mă lasă așa. Păi nu mă lasă. A, pres. Ok. Some spells are not focused through your sigil, but through a totem. Take that one. Asta ce dracu mai e? Whoa, I can feel it coiling. Nu știu ce e asta, mă. It's a lash. You can use it to pull enemies towards you. Most of them. Avem flash. Bă, îmi place mai tare asta albastră, sincer să vă zic. Parcă e mai direct așa. L2 to hold flash. Oh, zici că e Scorpion din Mortal Kombat. Get over here, boom. Nice. Am căzut. Ok. Avem verde acum. Of all the colors, green magic is the most curious. It's the province of spirits, of death, life and transition. Deci asta e cea mai șmecheră, să înțeleg. Asta verde e cea mai șmecheră. Asta e ca un fel de SMG. Brrr. Nice. Îmi place asta. Come on, get over here. Asta e fain, asta verde îmi place, chiar îmi place. Ne dă și o vrajă pe asta verde. Ok. Ok, deci putem să manipulăm obiectele. Enemy. Find the green glyph on that statue there. Then direct it. Directed where, bro? Păi nu-mi dau seama ce trebuie să fac aici. Ok. Să moară Jaxe dacă știu.
And the enemy glide on hold to animate the statue. Să mor dacă înțeleg ce trebuie să mă cac aici. Băi, tată. Ok. Am înțeles. Gata, gata, gata. Ok, gata, am înțeles. Cu analogul din partea aia trebuie să o faci să miște. Ok, easy. Easy. Bă, deja sunt prea bun la jocul ăsta. Okay, come here. Watch the archers. Okay, vino qua. Mamă, e destul de greu jocul ăsta pe combat. Asta e ca un fel de shotgun. Ok. Am mai primit niște gold acolo, Red Crystal. Nu știu ce fac cristalele astea dacă mă întrebați pe mine, dar... Boom, sir. Oh, okay. Then tell me about the Order of the Immortal, sir. Back in Saren, you said you were their leader too. Boa. That's a... Are they a different thing? The Immortals are more than soldiers. La bun, chat-ule, cam atât cu jocurile astea de luna aceasta de la PlayStation Plus. Acolo lăsați-mi în comentarii ce ați vrea voi să continuăm să jucăm. Poate Minecraft, poate Skull sau poate jocul ăsta Immortals of Avium. Lăsați-mi acolo în comentarii, spuneți care v-a plăcut vouă cel mai tare. Eu sunt Taxo, ca de obicei vă zic să fiți cu minte, nu cu mine, să aveți grijă de corpurile voastre și vă zic așa, deveniți mai bune astăzi și noi ne vedem pe un clip viitor, mâine. Vă salută fratele vostru, ceau!